Peste 250 de kilograme de fructe și legume au fost scoase de la comercializare din doar două supermarketuri din Prahova și asta pentru că prezentau urme de stricăciuni. Cele două magazine au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 20.000 de lei. Totul s-a întâmplat în cadrul unui control tematic desfășurat la nivel național. În prima fază s-au verificat doi operatori economici, s-a verificat o cantitate de 23.300 de kilograme în valoare de 116.605 lei. S-au constatat produse cu abateri 257 de kilograme, abateri însemnând pete de mucegai, pete de strivituri ale legumelor și fructelor și procesul de deshidratare. Comisarii pentru protecția consumatorilor au și câteva sfaturi pentru cei care cumpără legume și fructe. Dacă observă în magazin astfel de produse, în primul rând nu trebuie să și le pună în coș să le cumpere, să solicite supraveghetorului de raft să-și resorteze produsele, să le scoată de la vânzare, în situația în care nu găsesc înțelegere, să se adreseze Comisariatului Județean pentru protecția consumatorilor. Controlul va continua și în perioada următoare.